Pentru că n-aveam cu ce să dau, unu, și doi, pentru că am spus lucrul ăsta și în fața procurorilor. Domnul Ionuța, eu dacă aș fi avut cu adevărat niște lucruri cu care să dau, oricum n-aș fi făcut-o. Și o spun public. De ce? Pentru că eu nu admit să fiu umilit, să fiu făcut preș, să fiu o batjocoră în fața copiilor mei și oamenilor care mă apreciază. Eu nu sunt un asemenea om. Da? Cineva mi-a spus o să primești 5 ani de pușcărie în 2015. Da? Și am spus ok, deci nu i-a nici aia. 5 ani mi-a spus, 5 ani am primit. Da, păi poate omul era de profesie. Era știa... o doamnă. Era o doamnă. Era o doamnă. Procuror. Era o doamnă procuror. În DNA. Bun, bun. Acum să înțeleg, sigur, hai că o să trecem repede și la sport, că discutăm numai despre detenție. Dumneavoastră n-ați dat-o pe Udrea pentru că sunteți un om de onoare sau n-ați dat-o pentru că n-aveați cu ce să o dați? Și una și alta? Am spus de la început. Nu aveam cu ce să o dau. Dar și dacă aș fi avut, n-aș fi făcut-o. Deci nu aveam ce să spun despre Udrea. Udrea a primit de la această gală, a primit fluierăturile pe care le știți cu toții și a primit din partea lui Bute, dar eu am cumpărat un buchet de flori mare, așa, două zile după gală. Ne-am dus la dumneavoastră la birou luni și i-am oferit acest buchet de flori la birou. Nimic altceva, n-a avut niciun fel de avantaj, n-am făcut niciun fel de cioace sau de, nu știu, spuneți-le noastre cum vreți în jargon. Șmecherii. Șmecherii. N-am... Bun, deci din toți banii legați de gala Bute... Dar câți bani au fost, domnule Ionuțoia? Nu știu, păi... Păi haideți să vedem câți bani au fost, ca să înțelegeți, să vă spun... Câți bani au fost? Statul a plătit 1,5 milioane de euro. Aproximativ 60% din banii ăștia, au mai fost și alți bani, da? Și am avut dispute cu personajul de la dumneavoastră de aici, legat de banii publici, de la hidroelectrica, că nu știu ce s-au făcut pe acolo, nu s-a făcut nimic. M-a dat hidroelectrica în judecată și a pierdut procesul. Încă toți banii au fost cheltuiți legal. Dar ministerul a alocat 1,5 milioane de euro plus TVA. TVA-ul lăsăm la o parte pentru că îl încasezi și îl dai mai departe. Da? Aproape 60% din banii ăștia i-a luat Bute. Da? Deci ce să mai cheltui la gală, ce să mai furi și tu, ce să-i mai dai și lui Udrea? Din banii domnul Obre, dar s-a justificat totuși o sumă importantă, nu e o sumă mică, domnule, pentru o gală de box. Nu. Suma a fost foarte mică și, cum să spun, până la urmă, pentru că m-am angajat să fac această gală, am făcut-o și ați văzut și la ce nivel a fost. Care au fost eforturile, care au fost pierderile în gala asta, în sfârșit. Haideți să vă povestesc ceva într-un minut maxim. Când am fost cercetat pentru gală, pentru tot ce s-a întâmplat atunci, mi-au luat toate documentele de la birou, în sfârșit, așa. L-au cercetat, nu știu ce, și la un moment dat au venit cei de la Garda Financiară. Exista Garda Financiară atunci, știți cum umblă garda, că e o sătul de ei, unul bun, unul rău. Și cel rău în fața mea, la birou, cu celălalt, cel rău îmi spune, domnul Obrejat, dă-i domne naia mea pe ăștia de la DNA. Zice, vor să te găsim cu ceva? Zice, domne, n-ai făcut nimic. Vă dau cuvântul meu de om. Și în momentul ăla m-am uitat la el și am spus, domnul, uită-te un pic așa în ochii mei, am eu față de prost, păi tu crezi că eu fur când se uită o țară întreagă la mine? Eu am înțeles ce vremuri vin de niște ani de zile, nu mai facem. Au fost situații, haideți ca să nu ne ascundem după dege, da? Au fost situații în țara asta când nu existau nici organe, când nu exista nici fiscalitate și făceam cu toții, că așa a fost. Eu am înțeles, eu vând case de marcat fiscale, sunt în primele 5 societăți în țara asta. Eu fac comerț strict pe chestiuni fiscale. Da? Și a făcut raportul acest om, niciun prejudiciu. Acel dosar s-a închis, da? Și au venit cu această făcătură. Asta s-a întâmplat. Putem intra în detalii, dar cred că nu, ar fi cazul să mai vorbim și despre... Bun, ce sperați acum? Deci urmează să se reia procesul de la zero. Dacă eram înainte de Crăciun, nu? Da. Probabil că spuneam, am speranța porcului de înainte de Crăciun. Reinat. Da. Imaginați-vă că vom ajunge să ne rejudecăm. Așa cred că se va întâmpla și ai firesc să se întâmple. Oricum, și lucrurile astea pe care le fac unii judecători de la înalta curte sunt inimaginabile, incalificabile.
vom ajunge să fim judecați de aceiași oameni, înțelegeți dumneavoastră? De toți oamenii ăștia pe care dumneavoastră presa scrieți de atâta vreme și arătați toate nenorocirile și modul în care oamenii ăștia nu respectă legea. Nu respectă legea. Cine? Cei mai... Unii dintre ei, nu toți, sunt și oameni onești acolo, dar sunt o minoritate destul de mică. Da? Deci vom ajunge să fim judecați. Eu am speranța, măcar de data asta, presa să semnaleze lucrurile așa cum stau ele și să avem șansa să ne putem apăra, să se poată ține cont de... Domnul Ionițoa, eu sunt condamnat pentru evaziune fiscală, am cerut și la fond și la apel să se facă o expertiză de cineva independent, de un auditor independent. Și mi-a fost respins. Cum Dumnezeu să te aperi dacă nu avem o expertiză? S-a ținut cont în exclusivitate de constatările raportului tehnico-științific al DNA-ului, expertul DNA. Adică acuzarea. Dar la ce mă mai judecați, mă, frate? Ce mai faceți cir de asta cu mine? Băgați-mă la pușcărie, mă duc, stau 5 ani de zile și am venit acasă și am terminat cu poveștile. Bine, nu, acum nu se pune pe să stați 5, că unul a stat deja. Bun, mai stau 4. Da, așa se face justiție la cel mai înalt for? Nici 4, e că știți cum e. E, bun, o fracție. 2, da? Credeți că e ușor?